Îi dau cuvântul domnului Dinu Gându. Vă rog, domnule. Bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că ne acceptați, ne-ați primit la audieri. Este foarte important să pleci de la drum cu o echipă care deja are repere foarte înalte și o experiență foarte bună în dezvoltarea strategiei propuse de ICRL. Parcă consultanța este foarte departe de domeniul cultural, care este exemplul cel mai clar de activitate similară cu cea pe care o veți avea de făcut la Institutul Cultural Român din Lisabona, respectiv management cultural. În scrierea CV-ului am scris doar tehnic pentru că n-am vrut să ocupe foarte mult spațiu. Ați menționat că veți promova autori români la lansări de carte. Da. Ce autori aveți în vedere? Sigur, evident că pot să enunț acum două, trei nume, dar nu ar fi corect. Deja ICR Portugalia are deja pe anul 2023, cred că nu mai pot interveni. Vă mulțumesc, domnule Gându, ați obținut aviz favorabil. Succes în activitatea noastră. Mulțumesc.